Luați-vă sapa de diamant din Minecraft pentru că astăzi o să fim fermieri. Salutare tuturor și pam pam pam! Bine v-am găsit la un nou joculeț care cică este horror, deși pare foarte drăguț pentru că tot ceea ce o să facem este să avem grijă de ferma noastră. Haideți să vedem despre ce este vorba, dar v-aș ruga înainte să lăsați un like, să strângem foarte multe like-uri. Și uite, cine scrie aici? Hei, mai ești în pat? A trebuit să lucrezi la fermă. Haide, trezește-te! Haideți, fraților, să nu fim leneși, să fim harnici și muncăreți! De ce vorbești o cioară cu mine? Cra, cra, cra! Eu nu vorbesc limba cra, cra, cra. Despre ce vorbește aici? Zice că trebuie să ridicăm semințele și să mergem să le plantăm. Wow! Băi, cioară! S-a dus cioara asta nesimțită. Ok, și aparent noi suntem acest om cu cap de dovleac. Nu mă întrebați, nu știu despre ce este vorba. What? Uite ce zice cioara. Zice că dacă nu știu cum trebuie să mă mișc, trebuie să folosesc butoanele. Ok, știu cum să mă mișc, am mai jucat jocuri, tot felul de jocuri. Bun, avem semințe. Perfect, și asta e casa noastră, presupun. Bă, ce o casă drăguță, fraților. Cea mai drăguță casă, efectiv. Da, jocul ăsta chiar este drăguț. Nu înțeleg de ce ar fi horror. Și acum ce? Unde mă duc să plantez? Mă duc oare aici? Oh, am nevoie de ceva cheie. Lipsește cheia, fraților. N-avem nicio cheie, din păcate. Poate aici pot să plantez? Oh, uite, uite, uite. Plantează aici apăsând butonul F. Da, mă, da, zici că mă joc Minecraft. Efectiv, zici că mă joc Minecraft. Băi, băiatule, gata. Am pus, astea sunt plantele mele. Uite că cresc, cresc plantele. Haideți, fraților, apăsați pe butonul de like dacă vreți să crească plantele astea foarte mari. Și ascultați-mă, dacă cresc plantele astea mari, le împart cu voi. Bă, mâncăm împreună, ești nebun? What? Ce-mi latră cioara asta? Zice că trebuie să aduc apă. No, bine, de unde fac rost de apă? Știe cineva? Apă. Aici trebuie ceva cheie. Oare unde se află cheia? Oh, ce-i semnul ăla acolo? Fără cerbi? Bă, eu zic că e bine, putea să fie fără monștri. Dar de data asta e fără un cerb. Deci mai bine văd un cerb decât un monstru, nu? Iar îmi latră cioara. Bă, cioara nu mai lătra. Stai, ce? Cioara latră? În fine, voi v-ați prins ce vreau să zic. Asta e important că v-ați prins. Și de unde iau eu apă? De aici? Na, mă, na. Uite, s-o dus în backroom să-l aici, nebun? Și cum iau? Nu pot să-l iau. Cum trebuie? Am nevoie de ceva sticlă? Posibil să am nevoie de ceva sticlă. Să vedem de unde facem rost de sticlă. Sau nu neapărat sticlă, ci... what? Stați un pic, am găsit ceva aici. Asta e o punte. Ok, acolo încă nu pot face nimica. Nici aici. Cred că o să plecăm cu barca mai târziu, habar n-am. Bun, deci revenind, am zis că am nevoie de o sticlă sau de o găleată sau ceva, dar uite găleata, dar nu merge să o iau. Oare ce trebuie să fac? Poate am ceva în casă ce am ratat. Poate este ceva în casă ce am ratat eu. Uite, poate aici în dulap, nu? Oh, ce aici? What? Cred că o să putem mai târziu să luăm niște chestii, să ne facem armură, habar n-am, pare interesant. Și aici ce mai este? Trebuie să cumpăr de asta. A, nu, aici dau upgrade-uri. Ce se aude? Ce se aude? Ce se aude? Ce se aude? O zis cioara că trebuie să mă ascund sau să plec și să fug. Unde să fug? Stau ascuns în casă. Stau ascuns în casă, frate. Ce se poate întâmpla? S-a liniștit melodia. Oh, wow, wow! Ce-a fost aia? Ce-a fost aia? Mă, ce? Ați văzut? Bă, ăla nu a fost un urs, așa-i? Ah, wow! Ok. E doar un urs, fraților, nu vă faceți griji, nu vă trebuie să vă speriați de această fermă. Este doar un urs, este ceva normal ca la ferme. Habar n-am, este normal ca la ferme să vină urși, chestii de genul. Totul e normal, fraților, este la ordinea zilei. Cine locuiește la fermă poate să confirme această chestie, nu? Așa e că este adevărat. Ziceți că da. Na bun, habar n-am ce-a fost creatura aia. Habar n-am cum iau apa de aici. Destul de nasol că nu o pot lua. Oh, ok, mi-am dat seama. În dreapta avem ceva cu albastru și galben. Galben nu știu ce este, dar albastru este apa. Gata, bă. Păi, și acum aștept să-mi crească frumoasele plante care categoric nu sunt atacate de ceva urși seara la 3 dimineața. Uite că crește. Ia. Așa, așa, așa. Și acum mai iau apă de aici, nu? Presupun. Uite, ia să vedem. Uite că crește ăla de apă. Da, mă, da, așa trebuie. E,
Păi, da, vedeți, mă, ce fermier sunt eu și voi, că alături de voi joc jocul ăsta, voi uitați la mine, nu știu ce, nu știu cum, deci suntem cei mai buni fermieri, ești nebun? Hai să punem apă și ăsta, am 3 bănuți. Băi, eu sunt bogat acum, nu? Și cu bănuții, cred că... Stai. Imediat ne uităm ce putem lua mai exact cu bănuții. Haideți să culegem și astea. Și uite că am primit și... semințe. Păi, plantăm mai departe, ești nebun? Punem și apă peste tot. Mai culegem apă. Și facem rost de mulți bani. Pentru că banii... Banii sunt buni. Citatul anului, fraților, banii sunt buni. Am zis-o și pe asta, băi, ești nebun? Hai să punem apă. Bă, ce joc drăguț și relaxant. E foarte fain jocul, îmi place. Nu este deloc horror. Mai vin niște urși, dar asta este. Ok, ia vedeți. Deci, cu ăsta putem purta mai multă apă. Cu ăsta o să crească mai rapid apa. Cu ăsta o să fugim mai rapid. Bă, ce ziceți să facem picioarele? Cred că iar vin urșii. Bă, frate, ce naiba se aude? Stai un picuț. Mi-e frică să ies afară, fraților. A trebuit să-mi fie frică? Hei! Cineva la ferma mea? Dar ce e ăla? Dar ce e ăla? Bă, frate, de ce vine și bate la ușă? Închis! Au! 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 Stai, bă, că am glumit! Așa. La revedere. Ce e ăla? Ce e ăla? Mă, ce? Mă, ce? Mă, ce-i jocul ăsta? Mă... Aoleu, nu mă simt în siguranță nicăieri, fraților. Mă duc încolo, vine ceva monstru. Mă duc încoace, vine ceva în casa mea. Bă, efectiv, nu mă mai simt în siguranță nicăieri, ești nebun? Hai să ne plantăm astea aici foarte frumos. Și ce bine că mi-am făcut viteza mai mare. Pentru că ați văzut și voi, bă, ce fel de probleme întâmpinăm. Adică vine un monstru din când în când la noi. Și în casa mea, de ce apare un demon care seamănă cu mine? Bă, fraților, mi se pare mie sau se face seară? Să nu-mi zici că se face seară în jocul ăsta, că e nasol rău de tot. Efectiv. Ferma din Ohio, fraților. Așa mă simt, de parcă aș fi în Ohio. Stați foarte rapid. Oh, nu, de ce se tunecă? Ce-i cu întunericul ăsta? Ce-i cu întunericul ăsta? Să nu-mi zici că e așa de beză seara? No, și eu... Și acum eu ce fac, bă? Pot să mă pun să dorm? Nu merge. Vecinule, tu ai făcut așa, nu? Eu sper că da. Eu sper că da. Nu poți să iau o lantenă, o lumină, ceva? Vă rog. Nu? Uite, cheie. Red key, un loc cultivate în area. Ok. Hai să luăm ăsta, să facem mai mulți bani. Și acum ce, fraților? Stăm în întuneric? Poate am ceva aici. Hai, cam aici ceva dacă e. A, bine. Păi, stăm aici. E seară, nu putem dormi, avem insomnii. Are caracterul nostru insomni și nu poate să doarmă. Mă, dar ce ar trebui să fac atunci? Uite că dacă ies afară e beznă. Și după ce am văzut ce se întâmplă seara, parcă nu mai doresc. Alo, da? Închis. Închis acum. E, fraților, stăm aici un picuț să luăm o gură de aer sănătoasă până nu mă atacă ceva din întuneric. Aia ar fi destul de groaznic. Bă, dar în teorie n-am ce face. Adică e seară, afară nu văd nimic, trebuie să stau în casă, nu? Presupun. What? Ce muzicuță se aude? Mă, ce? Mă, ce? Ok, atunci să te dați afară din propria noastră casă. Ce ar trebui să fac? Ce ar trebui să fac? What the știță de avion e ăla? Bă, hai să mergem la muzicuță. Caut o muzicuță. Problema este că dacă vine un monstruleț... Ok, suntem lângă gardul ăla, asta e bine. În casă e monstru, ok, deci în casă nu mai intrăm astăzi, asta este, am fost dați afară din propria casă, ce să facem, se mai întâmplă. Cam așa e prin Ohio viața, fraților. Asta este. O plecat ăsta? N-am mânat că o plecat, la revedere, gata, mi-am recucerit casa, ești de bun? Păi atunci ce pot să zic, stăm și ne relaxăm până se face dimineața din nou. Ha, iar aud sunete dubioase, ha. Bă, cred că aud ceva. Și nu este vântul de data asta. Să vedem dacă o să vină un monstru din nou la ușa noastră. Dar ușa mea este închisă, deci nu vă faceți griji, totul este în regulă. S-a făcut liniște. What, l-ați văzut? E ceva, nu știu, zici că e The Rake. Seamănă cu The Rake. Uite că iară vine. Băi, monstrule, aici locuiesc, haide, te invit.
E foarte dubios, trebuie să vă zic asta, că e foarte dubios. Oh-oh! 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 Asta e problematic. Păi ce ar trebui să fac, frate? Nu văd nimica, e bezdă, frate, nu văd nimica, nu văd absolut nimica. Wow, 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 ce asta? Mă, ce? Mi-am luat o palmă! Mă, ce? What? Ce-a fost asta, fraților? Mi-am luat o palmă, așa o șpanungă peste cap, ești nebun? Ei bine, asta este o nouă zi, o nouă viață, cam așa funcționează în ferma din Ohio. Haideți acum să aplicăm... Taci, mă, din gură, taci, taci, cioară, taci, taci acolo, taci acolo. Haideți acum să aplicăm ceea ce știm din cunoștințe. Adică tot ce am învățat, ne punem și aplicăm acum și în teorie ar trebui să fim mai buni. Măcar un picuț, dacă nu mult, măcar un picuț. Așa că... trebuie să pun apa aici, așa. Și facem să crească iarăși plantele astea minunate. Dar bă, fraților, totuși am o întrebare. Ați văzut că monstrul acela a intrat în casă? Oare contra el ce ar trebui să facem? Pentru că dacă intră în casă, eu cum să mă apăr? De asemenea, trebuie să găsim o metodă care să facem să vedem seara ceva. Pentru că nu cred că este normal să nu vedem nimica seara, pentru că e mult prea întuneric, e bezdă, frate. Hai să culegem astea de aici. Așa. Le-am cules. Cioară, tu taci acolo, că nu te-a întrebat nimeni. Ați întrebat-o pe cioară? Dacă nu, habar n-am de ce vorbește cioara. Pararapam, pararam, grădinuța noastră minunată, de care trebuie să avem grijă împreună. Și astfel... Oh, ce-am făcut? What, ce-am apăsat? Fraților, ce? Oh, aveam lanternă și eu n-am știut. Pe bune, chiar așa ceva, deci nu-mi vine să cred că am avut lanternă tot timpul ăsta și eu n-am știut. E, asta este, învățăm din greșeli. V-am zis că de data asta o să ne descurcăm mult, mult, mult mai bine. Pentru că suntem niște fermieri profesioniști, numai trebuie să ne dăm seama cum facem cu monștrii. Că monstrul acela care a intrat în casă, trebuie să vă zic că e foarte creepy. Adică mă simțeam în siguranță în casă. Iar dacă până și în casă intră monstrul... Hopa, vine cineva, vine un monstru, vine un monstru. Ok, nu e nicio problemă, noi ne-am ascuns. N-ar trebui să intre în casă. Și vreau să cumpăr ăsta de aici ca să primim mai mulți bănuți. Pentru că mai mulți bănuți înseamnă mai bine, nu? Ok, să vedem dacă... Oh, 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 oh. Deci el vine și dă în ușă. Ce are cu ușa mea, frate? Nu-i place ușa? Trebuie să schimb ușa, fraților, ce naiba? Opa, asta chiar vine, iar vine. Sau? A plecat? A plecat, nu? Nu cred că a plecat. Uai, cum arată, ești nebun, e ceva monstru de ăla cu dinți, cu alea, alea, ca și de rec. Na bine, fraților, haideți să ne udăm florile foarte frumos mai departe, așa. Și avem nevoie de... mai multă apă, deci un joc drăguț cu fermă, dar mai vine câte un monstru din backrooms. Asta este. Nu cred că o să terminăm jocul ăsta astăzi, pentru că văd că poți să faci destul de multe chestii. Trebuie să plecăm cu barca, deci am văzut mai jos acolo, pentru că este o barcă și presupun că putem pleca cu ea sau ceva de genul. Așa că, da, astăzi doar îl încercăm, iar dacă văd că vă place și strângem multe like-uri și îmi ziceți în comentarii că vreți să mai vedeți jocul ăsta pe canal, desigur, mai putem juca și poate o să-l terminăm odată. Ok, cred că o să înceapă să se facă seară, că parcă deja pierdem de lumină așa, încet, încet, parcă pierdem de lumină. Așa, plantează la loc, perfect, hai să mai luăm apă și trebuie să ne dăm seama ce facem contra monstrul care ne intră în casă. Aia mi este cea mai mare grijă, pentru că am înțeles, monstrul ăsta care vine afară, care zici că e the rake, cum am zis, el bate la ușă și pleacă. Mai există monstrul acela care apare în casă dacă stăm mult în casă, am înțeles, dispare dacă nu stăm în casă, dar monstrul ălalalt e misterios și dubios rău de tot. Ok, fraților, suntem bogați. Adică, efectiv, avem o grămadă de bănuți. Și, efectiv, nu mai avem loc în fermă. Atâtea chestii am băgat acolo. Așa că, foarte rapid, o să scoatem. Adică, o să luăm apă acum. Văd că se face seară. Și ne pregătim de stat în casă. Oh, cioara? Am văzut că cioara a lăsat ceva aici. Oh, trebuie să și culegem chestii. Am înțeles. Ok, interesant. Hai să udăm toată grădina și bă, nu ne mai este de ajuns apa, așa de mult trebuie să udăm, ești nebun? Ok, deci din ce am observat, trebuie să mergem și roată prin grădină, să culegem, uite, chestii de astea, chestii de astea, nu știu cu ce mă ajută, culegem crengi și frunze, foarte dubios. Hai să mai luăm apă rapid, să mai udăm și să creștem astea de aici,
că pe urmă intrăm în casă că se face seară. Sau cred că am putea umbla și prin afara casei, pentru că avem lanternă. Nu știu câtă lumină o să ne ofere lanterna, dar avem lanterna, asta e important. Hai să mă duc eu foarte rapid să cumpăr de ăsta unde am mai mult spațiu. Ia să vedem, a funcționat? Oh, 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 înapoi în casă. Vine cineva, vine cineva. Bun, deci în teorie acum am luat ceva ca să purtăm mai multă apă la noi. Și asta ar trebui să ne fie mai de ajutor. Urmează să vedem când ne ducem iarăși la grădină. Numai să vedem cu măsulețul acesta care... Oh, dar de ce aud o vioară? Eu asta nu înțeleg. De ce aud o vioară? La 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 la. A fost doar vântul, nu vă faceți griji. Domnule, ai plecat? What? Follow my song. Urmărește melodia. Asta a fost aici? N-am mai văzut posterul ăla. Nu știu dacă a mai fost acolo. Hai să luăm astea. Așa. Și am găsit un poster foarte dubios cu urmărește melodia. Eu nu l-am mai văzut. Trebuie să-mi ziceți în comentarii dacă voi l-ați văzut înainte acolo. Dar eu acum l-am văzut prima dată. Culegem apă acum și văd că urcă destul de greu. Deci asta a dat de înțeles că avem mai multă apă, nu? Dacă culegem mai mult. Asta presupun. Uite, suntem la maxim, perfect. Hai să udăm și astea de aici. Și hopa, tropa, că se face seară. Pac, 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 pac. Pac, oh, na, naiba. Oh, 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 oh. Bă, e bine. E foarte puțină lumină. Dar decât deloc. Așa, lasă lumina aprinsă. E foarte puțină lumină, dar decât să nu avem lumină deloc, eu zic că e exact perfect. Voi ce ziceți? Nu este în siguranță deloc ceea ce facem, dar este ok. Hai să o dăm pe aici tot, așa, și mergem să mai culegem apă. Ce se poate întâmpla greșit? Probabil foarte multe, pentru că e miezul nopții și noi stăm aici. Dar asta este riscul meseriei, avem nevoie de bănuți. Haideți să intrăm până înăuntru foarte rapid, să facem niște upgrade-uri. Exemplu, de asta, să ne vină mai rapid apa. Așa, și să ne crească viteza. Așa, suntem mai rapizi acum, asta e de bine. Avem viteză mai mare, deci dacă este vreo problemă, putem fugi mai rapid. Foarte tare, foarte bine, foarte simplu, foarte ușor. Hai să mai udăm pe aici, așa. Oh, oh, tot apăs butonul greșit, mă scuzați, așa. Bun. Am puține emoții seara în jocul ăsta. Hai să adunăm apă, rapid, și până ne auzim. Iar e muzicuța aia. Credeți că ar trebui să mă duc după muzicuță? Că așa îmi zicea, urmărește muzicuța. Hai să încercăm să mergem după muzicuță. Oh, nu știu ce am auzit. Hai să vedem muzicuța. Unde e muzicuța? La 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 la. O aud pe aici. What, da, unde e muzicuța? O aud pe aici. Oh, am găsit un bănuț mov. Oh, ce e asta? Ce e asta? Ce mi-ai dat? Mi-ai dat un balon. De ce mi-ai stins lanterna? Bă, nu mai văd nimica. Bă, mi-a dat un balon, mie-mi trebuie lanternă. Doamne, Dumnezeule, mi-a dat un balon în loc de lanternă. Băi, ești nebun? Ce e asta? Increase the power of lantern, lights up the farm. Nu, mi-e trebuie lanternă. Oh, nu. Cred că avem nevoie de niște bănuți, urgent. M-am ascuns. La revedere. Nu vă faceți griji, totul în regulă. O să vină un monstru probabil la noi, dar cumva o să supraviețuim. Și uite, mi-a dat un bănuț de ăsta roz. Cu care ce pot să fac? Pot să-mi iau ceva. Uite, am luat ăsta. Și am luat ăsta. Ai, doar îmbrăcăminte. Pă! Oh, 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 oh. Cred că o să vină musafirul. Cred? Nu? Oh, ba da, vine, ba da, vine musafirul, vine musafirul. Băi, băiatule, rapid. Iar îl au pe ăsta cum cântă. Iar îl au pe ăsta cum cântă, dar nu văd nimica. Nu văd nimic, stați un pic, cred că am nevoie. Uite, îl văd. I-am dat balonul. Ce se întâmplă? I-am dat balonul. Și acum, oh, zboară. L-ați văzut? Se vedea foarte slab, că e întuneric, dar au zburat. Aia da. Nu știu ce am auzit. Tot ce știu este că am făcut rost de niște bănuți foarte rapid acum. Și o să ne ducem înapoi să ne reumplem lanterna cu lei, ca să funcționeze mai departe. Ia, merge? Da, mă, da, și uitați, ăla galben din dreapta jos, ăla e uleiul lanternei. Ok, am înțeles, deci așa funcționează. Fuf, păi fraților, avem nevoie de bani ca să putem reumple. A, s-a făcut zi, gata. Bă, ce ușor, mă, bă. Și ați văzut, am dat balonul
La mostulețul acela. Cred că asta face ca el să nu vină ziua să ne atace. Asta presupun. Voi ce părere aveți? Să vedem dacă acum o să fim atacați de el. Iar dacă nu o să fim atacați, știm ce să facem. Foarte ușor, băi, ești nebun. Hai să udăm aici plantele. Așa, așa, așa. Și uite-te, încă n-am fost atacați. Deci presupun că am supraviețuit o zi minunată. Wow, 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 căprioară! Wow, wow, wow! What? Ce căprioară e asta, frate? Sau cerbi, ești nebun? Ai de capul meu. N-aș știu de unde trebuia să știu că se transformă într-un monstru. Doamne, ce joc nebun, ești nebun? Fraților, cam atât cu acest episod. Sper foarte mult că v-a plăcut jocul. Mie mi-a plăcut și poate îl mai jucăm în viitor și ajungem mai departe. Cu astea fiind zise, ne vom vedea episodul următor. Pa, pa!